Era una instanță din România. Judecătoria sectorului 5 a acordat unui motociclist daune morale de 1000 de euro. În 2013, bărbatul a suferit un accident grav și și-a rupt piciorul stâng după ce a pierdut controlul motocicletei din cauza unei denivelări din asfalt care nu era semnalizată. Judecătorii au stabilit că administrația străzilor nu și-a respectat obligația de reparare a șoselei și nici nu a montat indicatoare pentru a semnaliza pericolul. Decizia în acest caz nu este însă definitivă, iar instituția publică a atacat-o deja cu apel la Tribunalul București.